persoana încetează din viață cu o anumită secție, oricare ar fi ea, de acolo brancardierul, liftierul sau unul din asistenți, poate chiar și medicii, aveau cărți de vizită de la diferite companii funerare care recomandau. În baza acestei recomandări, încasau de la firmele funerare o anumită sumă de bani, începând 200, 300, 500, chiar am înțeles că la Timișoara s-a ajuns la fabuloasa sumă de 1000 de ron pentru un caz. Sebastian Cocoș este președintele Asociației Funerare Române, un for național care a încercat să elimine mafia care câștigă bani grei din durerea unor oameni. A lucrat luni de zile și a reușit să obțină de la guvern aprobarea normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, dar și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare. Persoanele care doresc să facă servicii funerare vor fi obligate să aibă o competență profesională pentru a putea executa manevrele de îmbălsămare, manipulare și tot ce înseamnă servicii funerare. Va trebui să aibă un spațiu special amenajat pentru a aduce corpul și a-l păstra într-un loc corespunzător, cum ar fi un agregat frigorific. În același timp, familia va beneficia de servicii de calitate. Fiind un profesionist, automat va putea oferi și posibilitatea unui serviciu adecvat. Tot Sebastian Cocoș, care deține și el o firmă de pompe funebre în Ploiești, spune că unii dintre angajații IML-urilor și secțiilor de anatomie patologică sunt și angajați la câte o firmă de pompe funebre, având avantajul primului venit și impunându-și condițiile în fața familiilor răvășite de durere. Și noi mai avem mici lacune care le vom regla până la intrarea în vigoare acestor normative, dar în general pe piața din Ploiești, să spunem așa, avem 3 firme, care 2 sunt de la medicina legală, cealaltă de la Spitalul Județean. Deci vă dați seama, fiind cu cuțitul și pâinea în mână, își tăie feliile exact cum doresc ei. În timp ce concurența face îmbălsămări în curte pe un plastic, președintele Asociației Funerare Române și-a dotat firma ca la carte. Este singura companie funerară din Ploiești care deține o mașină special de transportat cadavre, dar și un laborator performant de tanatopraxie. Acesta este un laborator funerar mobil pentru zonele rurale, expre pentru a nu pune în pericol sănătatea cetățenilor. Aici se pot executa manevrele de îmbălsămare, respectiv tanatopraxie. Este dotat corespunzător cu aer condiționat, filtru, căldură. Așa că acum, odată cu publicarea hotărârii de guvern privind normele de aplicare a legii 102/2014, vânzarea sau recomandarea vânzării corpurilor neînsuflețite este încadrată la profanare de cadavre, conform codului penal.